Waiting. După cum știți, am jucat primele două meciuri din această finală la Constanța. Trecând așa, făcând un scurt istoric al lor, pot spune că pe final ne-am comportat onorabil. Am început mai slab, este adevărat, în primul meci, poate și datorită dragului, eu știu, faptului că jucăm o finală și treaba asta lasă urmări asupra concentrării. Dar începând din setul 2, cred că ați văzut meciurile, din setul 2 am început să jucăm mai bine. Au fost momente bune de joc, momente spectaculoase. Au fost chiar momente în care ne-am ridicat la valoarea adversarului. Aduc aminte setul 2 din primul meci, care l-am pierdut 29-27 și, din păcate, am condus până pe final, am avut și două mici de set, n-am reușit să gestionăm bine finalul de set și l-am pierdut. Una peste alta, băieții au avut un comportament meritoriu. Nu s-au gândit la valoarea adversarului. Au luptat pentru orice minge. S-au dăruit în teren. Au dorit să joace la valoarea lor și să demonstreze că sunt jucători de calitate, jucători de valoare în golul românesc. Și pot spune că, pe final, evoluția noastră a fost, să zic, apreciată. Din păcate, rezultatele, după cum știți, nu au fost pozitive. Am pierdut primul meci 3-0 și al doilea meci 3-1. În condițiile în care am câștigat un set. Și am fost destul de aproape de adversar în celelalte două, până la jumătatea seturilor. Este bine știută valoarea celor de la Constanța. Aici vreau să fac și o remarcă. Eu, în lotul de jucători al echipei din Craiova, n-avem decât un singur jucător străin, respectiv Iovici Vladimir, care este aici de față. Jucător care provine din Serbia. În schimb, la Constanța, sunt la limita regulamentului, respectiv nu au decât doi români în teren, primii în sextetul de bază, plus liberul al șaptelea, care este tot străin. Deci, practic, ei folosesc la maximum regulamentul actual al Federației Române de Volei. Ca să nu mai spun că mai aveau și trei rezerve de altă naționalitate. Deci o echipă care, după cum vedeți și cum v-am mai spus, a investit foarte mult în acest campionat, pentru că de 3 ani de zile investesc din ce în ce mai mult. Anul ăsta și-au adus jucători de valoare și jucători străini. Au format o echipă compactă, o echipă valoroasă, o echipă care a jucat în Champions League și o echipă care, de când a venit antrenorul bulgar din retur, nu a pierdut niciun set acasă. Deci asta este, vreau să accentuez acest punct, pentru că la un moment dat la Constanța am primit felicitări pentru evoluție și pentru faptul că nicio echipă nu le-a luat un set în returul campionatului la Constanța, ceea ce pe noi, să zic, ne mulțumește într-o oarecare măsură, dar rezultatul rămâne cel pe care l-am spus înainte. Faptul că noi am spart această barieră și am câștigat un set acolo și ne-am mai învățat de ei în alte seturi, asta pentru mine este un semn bun. Înseamnă că la Craiova avem, eu știu, acea șansă cât de mică, dar să zic eu că am mai crescut. Jucăm în condițiile noastre. Jucăm într-o sală pe care o cunoaștem foarte bine, cu un public inimos și care ne va fi alături în mod sigur. Presiunea va fi mai mare pe adversar. Și eu sper într-o evoluție mai bună a jucătorilor mei în acest meci sau în aceste meciuri de la Craiova. Și v-am spus, atâta timp cât jucăm acasă și am foarte mare încredere în